Continuăm previziunile astrale pentru joi. Balanță. Relațiile profesionale sunt tensionate, de aceea fi prudent atât în vorbe cât și în fapte. Cineva din anturajul apropiat, o rudă sau un prieten, îți poate oferi informații prețioase legate de felul în care te văd ceilalți. Scorpion. Posibil să-ți schimbi multe concepții pe parcursul zilei. O situație cu o persoană aflată în străinătate îți poate oferi o altă viziune asupra evenimentelor în care ești implicat deocamdată. Ascultă mai mult, vorbește puțin și deschide-ți mentalul spre alte variante de a aborda viața și provocările ei. Săgetător. Ziua este favorabilă achitării facturilor, taxelor și relaționării cu instituțiile bancare. Persoanele alături de care folosești și administrezi bani și bunuri comune te pot necăji deoarece au pretenția să folosească mai mult resursele tale materiale. Capricorn. Relațiile parteneriale sunt interesante și îți pot oferi multe surprize. Pe de o parte, este bine să faci o selecție a persoanelor apropiate, fie că este vorba despre rude, fie despre prieteni. Vărsător. Se întrezăresc activități de rutină atât acasă cât și la serviciu. Energia vitală este la cote joase, așa încât dozează-ți eforturile și ocupă-te numai de priorități. Pești. Ai spor și succes în activitățile specifice unui hobby și la distracții alături de persoana iubită sau copii. Totuși, cei dragi, este posibil să nu fie pe aceeași lungime de undă cu tine. Mai întâi află-le preferințele pentru astăzi. Aranjează-ți programul personal ținând cont și de ei. Acestea au fost previziunile astrale pentru joi. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!